Este oficial, Alinica este candidatul Alianței Dreapta Unită pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș. Decizia a fost luată după 3 zile de negocieri intense între reprezentanții USR, PMP și Forța Dreptei. În ciuda conflictelor care au existat în acest mandat între Alinica, președintele CJT, și Dominic Friț, primarul Timișoarei, acesta din urmă a declarat că nu au fost de netrecut. Bineînțeles că au existat și diferențe, vreau însă să subliniez că aceste diferențe nu au fost personale între Alinica și mine, au fost diferențe politice și da, au fost și diferențe dat de faptul că pentru PNL, așa cum a exprimat-o candidatul PSD PNL la primărie, răul suprem este USR. L-am citat pe domnul Nicolae Robu, care a scris acest lucru în ultimele zile, răul suprem în politica românească ar fi USR-ul. Alinica este un om care nu crede că răul suprem este USR, Alinica crede că răul suprem este PSD și cu acest crez vom merge înainte. Pentru că, într-adevăr, am mai spus-o și o repet, ce vedem în această campanie este un lucru extraordinar de periculos pentru democrația în România. Dominic Friț a adăugat că Alianța Dreapta Unită este o alternativă la Alianța PSD-PNL pentru ca socialdemocrații să nu monopolizeze puterea. La fel de real este și reală, este și determinarea noastră de a oferi o alternativă de dreaptă și singura alternativă de dreaptă, singura alternativă liberală, singura alternativă pro-europeană la PSD-PNL este Alianța Dreapta Unită pe care o vedeți în spatele meu și lângă mine. Alinica, președintele CJT, a vorbit despre planuri concrete pentru Timiș și pentru Timișoara. Avem nevoie să construim o zonă metropolitană funcțională din punct de vedere al mobilității, al urbanismului, al stimulării investițiilor și al unei coerențe de decizii astfel încât să nu pierdem oportunități de dezvoltare locală, servicii integrate în această zonă metropolitană, astfel încât să nu existe suprapuneri sau să existe cât mai puține suprapuneri și bani cheltuiți în paralel de către diversele autorități publice locale. Avem nevoie și lucrăm la acest lucru pentru a ajunge la potențial și a fructifica potențialul maxim pe care economia locală îl are în zona noastră și de a crește valoarea adăugată pe care această economie locală o poate aduce Timișoarei și Timișului. Avem datoria și intenția să continuăm proiectul Timișoara Capitală Culturală și să facem din Timișoara, să consolidăm acest lucru în anii care vin, un pol cultural național. Alinica va deschide și lista pentru Consiliul Județean a Alianței. USR și-a desemnat deja candidații. Câteva nume sunt Vlad Șendroiu, Viviana Țecu, Zoltan Nemet, Călin Batiu, Petre Mihăieș și Laurențiu Marian. Forța Dreptei urmează să stabilească candidații, iar din partea PMP vor fi Ligia Dugulescu și Florian Ferraru. Ca pondere pe listă, din 15 locuri eligibile, USR are 8, Forța Dreptei are 6, iar PMP 1.